deschiderea unei cărți în care la fiecare pagină, când mă uit la câte ceva, le aduce aminte de ceea ce a fost. Nu e bine să treci din amintiri, dar nici prea mult în viitor n-am ce să mai văd, pentru că am o vârstă și trebuie să fiu foarte conștient că totul are un sfârșit. Nicolae Rainea, care ne-a umplut suflete de bucurie de când eram copii. Mulți dintre noi avem acum vârsta ce depășește anul 5 și 0. Aici merge Universitatea Cluj cu Scorniceșul. Câmpianul 2, capitan de echipă, și Șoarece. Iar eu spuneam, marca sau banul? Toată lumea vrea banul. Prin ce an era? Nu mai știu ani la toate, că am 300 de meciuri în divizia. Stai la înălțime, acolo unde este locul, pe postamentul acesta al fotbalului românesc, la înălțime. Adică trebuie să stai și vei rămâne la înălțime pentru totdeauna. Aceste obiecte, mai mic sau mai mare, mai valoros sau mai puțin valoros, mă duce cu gândul și puneți-mă situația mea, pentru că am umblat în toate continentele lumii, afară de Australia. N-am ajuns acolo, că l-am trimis pe England, la Campionatul Mondial de Juniori. Deci, în toate continentele lumii, am văzut cele mai mari orașe din lume, cele mai mari capitale, toate edificiile, toate mănăstirile, tot ce vreți dumneavoastră, muzee cu picturi și așa mai departe. Dacă să apreciez cea mai de preț plachetă pe care o am, este această plachetă care mi-a fost acordată de Agenția Națională de Presă, Asociația Națională de Presă, cel mai mult arbitru român, Nicolae Rainea, al tuturor timpurilor. Deci este fără tăgadă, că nu m-am clasificat eu și nu mai poate să spună nimeni nimic. Vârsta nu te judeci niciodată, pentru că atâta când vrea Dumnezeu. Dar totuși, ca să ajungi la 80 de ani, trebuie să ai răbdare, fraților. Și eu am avut, să știți. De partid au trecut la fapte. Unul a trecut de tot și au rămas doar 7. 7 membri de partid au făcut afaceri grase.
Unuia i s-a înfundat și au rămas doar 6. 6 membri de partid au strigat lozinci. Unul a strigat invers și au rămas doar 5. 5 membri de partid au plecat la teatru. Unul n-a aplaudat și a rămas doar 4. 4 membri de partid au avut idei. Unul le-a avut prea bune și au rămas doar 3. 3 membri de partid au cerut război. Unul a vrut pe răsărit și a rămas doar 2. 2 membri de partid se jucau cu tunul. Unul a luat-o în serios și a rămas doar 1. Un membru de partid ținea nasul sus. A venit remanierea și a fost exclus. Că pentru orice gălățean e extrem de greu de vorbit, de Neanicu Rainea la timpul trecut. A fost, iată zic, a fost și mi-e greu să spun că a fost, pentru că ieri chiar l-am văzut încă în viață. A fost un om excepțional, un arbitru care, cred, a cărui performanțe cu certitudine nu vor fi atinse prea curând de un român. 3 prezențe la un campionat mondial, a fost, cred, cel mai longeviv consilier local, dar dincolo de toate a fost un om, un om care și-a făcut simțită prezența în orașul nostru, în absolut toate domeniile. Tot ce a însemnat asistență socială, toți cei care sunt instituționalizați pe la căminele de bătrâni, au simțit prezența permanent, toți cei care au făcut parte din lumea sportului, l-au simțit alături, mereu, cu o părere, cu o vorbă bună. Noi l-am simțit mereu aici, nu întotdeauna la modul laudativ. Ne-a criticat de multe ori, dar veneau critici de la un om cu experiență vastă, bogată. Ar putea fi zise multe, foarte, foarte multe, dar e un moment în care personal și eu îmi găsesc greu cuvintele, pentru că cu riscul de a mă repeta, mi-e foarte, foarte greu să vorbesc la timpul trecut. Fiecare am avut pierderi. La momente de genul acesta ne revin în minte și pierderile celor foarte apropiați nouă și găsim greu cuvintele. Dumnezeu să-L odihnească, să-I dea liniște, liniștea pe care cu certitudine o merită. După o viață agitată, zbuciumată, dar trăită frumos. Să te odihnească Dumnezeu, Neanicu.
și să știți încă o dată că vă iubesc și vă ador pe toată lumea. Sunteți toți prietenii mei de suflet și vă iubesc!